dimineața, domnilor, bună dimineața, doamnelor. Băi, oameni buni, au venit iarna, fraților. Au venit iarna. Cât e gradius? 6 grade. 6 grade, oameni buni. Bine că după ce se încălzește aici... Apropo, nu mi-o mărs încălzire. Am dat un punct să moară cea mai Chavez, dacă nu și-o revine Mercedes-a. Pozucor cu mine, ori fără mine. O cer în căsătorie pe Mercedes-a. În septembrie, când face ăsta Lobul Nunta, atunci mă căsătoresc și eu cu Mercedes-a. Cu Mercedes-a vreau să-l duc pe Lobul la nuntă. Îl bag acolo în spate, pe paleță. Bă, dar pe bun, eu vin frigul, mă, mâncava Dumnezeu și mă, eu vin iarna, mă. Bă, eu vin iarna, mă, fraților, vă dați seama că uite soare afară, mă, și frig, mă. Încă mă gândesc să iau vesta pe mine. Dar nu o iau, că acum ce am pornit-o pe Mercedes-a și bea gurița ei să se încălzească un pic, că bag o căldură Mercedes, după ce i-am dat doi pumni acolo. Și, bibi, să vezi ce picioare i-o dat aseară, mâncați așa. Stai mă așa, mă, că rup mașina, mă, mâncați aș gurița ta de pițirică mică și frumoasă. Mamă, când vorbește Bibi, oameni buni, dar e capul meu. Bă, când vorbește, bă, de nu, mamă. Bă, apropo, acum două luni și ceva, am fost cu Mercedes-a de mi-a schimbat brațele, mai multe, nu, am schimbat mai multe atunci la ea, la direcțiile alea, bam, bang, și când mi-a desăcut ăla acolo, o scăpat la unde pui plăcuțele de frână. Eu rămas atârnat în cap. La bine, l-a pus după aia repede înapoi, a pus el ceva cool ca să stea până și-a făcut el treaba. Dar eu ce am făcut? Nu mergea lumina din spate. Și am umblat acolo la tablou de lumini. La siguranțele alea. Și de atunci mi-a rămas ăsta, cum îi zice, ceva în casă. Stați așa o secundă. Am uitat ceva în casă. Am uitat că m-am dus în car la Ashburn și am uitat ăla ce mereu în casă. Apropo, trebuie să mă să-mi cumpăr cartuș la imprimantă, că deja nu mai scoate bine. Bun. Și bă, am în cavăș gura voastră, cum v-am spus. Am umblat eu cât umblat el, că nu mi s-a prins lumina din spate. Am umblat eu pe la panouri, pe acolo. Ce am făcut eu pe acolo cu siguranțele cu alea, că nu, dacă nu ai planul, nu știi care siguranță, de unde aparține. Și-am luat de la el acolo siguranță, două, că să le schimb, că erau una sau două rupte de alea, arsă. Și s-a întâmplat că după aia, bă, la mine în bord, n-am nicio lumină aprinsă. De când am cumpărat, așa au fost. Eu când cumpăr o mașină, primul lucru mă uit la luminile din bord, că de acolo vorbeaște treaba. Băi, am imbun și după aia, bag, mi s-a aprins ăla SRS-ul. De atunci, am avut de două luni, până acum, atât SRS-ul pornind i-a rămas. Aprins. Becul ăla de la SRS.
Mă, m-am dus la ăla, m-am certat cu ăla, că am zis că poate atunci când o scăpat de aia, ceva s-a întâmplat acolo, dar n-are nicio legătură SRS-ul cu, cu acolo unde-s plăcuțele de frână. În fine. Eu am crezut că de la el, de când o scăpat aia. M-am uitat pe Google, au zis că trebuie să verifici centurile de siguranță și dacă nu, aici la volan, dar trebuie să ai grijă să iei bateria, că poate să sară airbag-ul ăla. Am umblat, eu până la adică tot am moștorit pe aici, pe la centurile de siguranță, nimic, tot așa rămas, am prins. Acum am să încerc să te și când mi-am făcut verificarea, tot așa am prins. Bun. Acum când i-am schimbat ușa de pe stânga, ăsta geamul de la mine nu se mai deschide. Ăla se deschide, ăsta nu se mai deschide. Și aici, să mă cer cu italianul, că am zis că el a făcut ceva. Italianul zice, bă, zice, eu ce să-ți fac? Eu ți-am schimbat ce ne-am pus tătii cum a fost, dar zice, am văzut când am umblat la butoane că ceva nu funcționează bine. Bă, da, mașina asta, adică ăla, cum zice, modulul ăla de plastic unde sunt butoanele, a funcționat. Și atunci ce nu mai funcționa, nu-mi dau seama. Bun. Când a mai funcționat, o zis că n-ai ce să faci, trebuie să cumpere altul. Eu n-am știut că e așa, adică a fost 37 de ori, nu a fost cum. Am sunit, mă duc acum să caut altul. Ce putem să-mi pună niște scociuri pe geam, ca să stai geam. Vă zic, bă, dar cu scociul ăsta umblu, zici că zi la ambulanță, mâncați așa. Unde umblu eu cu scociul ăsta pe drumul? La niște hopuri să ăsta și să duce geamul sânge, nu mai și sparg. Și stai așa, zici, că poate ai vreo siguranță arsă. O mărțel și-a dus aparatul ăla de verificat siguranțele. Și le-a luat pe tate, bă, am ajuns la o siguranță acolo în față, de 10 amperi. Aia era ars. A, deci asta e. Bun. Am eu aici mașină, că am cumpărat o dată mai de mult un set de siguranță de rezervă, că n-am, nu se știe niciodată. Am găsit una de 10, am căutat, bac, am luat după aia, nu s-a pus o pastă. De unde, bă, că geamul tot așa nu merge. A, deci n-ai ce face, trebuie să ce lasă, că hai să mergem aici la piesa auto, că poate găsim. M-am dus cu el la piesa auto, am găsit 37 de euro. L-am pus, că nici l-am pus panoul sus. Bac, când l-am pus modulul ăla nou, bac, cum mă ziceam. Bă, dar ce Dumnezeu mă, să fie azi placa aia electronică. Pentru cum am pus geamul, cum s-a forțat, nu știu ce, nu știu cum, probabil l-a ars chipul ăla de pe partea stângă. Și atunci am văzut, SRS-ul s-a stins. Ce am făcut? E la o siguranță, bă, și eram disperat de viață. Dar după aia am zis, dă-l în sânge de SRS, că ce să mai îți dau, mă rog, pe SRS. Două luni am umblat cu becul de la SRS pornit, aprins în bord. Acum mai dințiți să mor eu, bordul meu de la Mercedes a curat ca lacrima. Ăla mă enerva că sunt un bec care rămânea aprins în bord. Așa că țin. Acum, ce vreau să vă întreb? Să vedem, bă, dar nu începeți iară cu comentarii aiurea, bă, mâncava și mezoa și mâine, că ea începe să dea ecătură pe ce de zonă. Asta cu camionul lui mă enervează. Am nu pot să-l depășesc, că linii continuă. Așa, da, acum se poate. Dăm a șasa, că Mercedes are și a șasa, fraților. Dăm a șasa și zburăm cu Mercedes-a. Băi, oameni buni, am o întrebare pentru voi. Aparte de faptul că știu că sunteți mulți care sunt comentați aici. Ia spuneți și mie, fii atent aici, am multe curse. Bă, apropo, fii atent, prima întrebare pentru mine e felul următor. Eu înainte, mai am mulți ani în urmă, aveam un GPS, numai nu tot omul ăla, Garmin, și cu ăla am
meream eu pe țări, pe Franța, pe Spania, pe Italia, pe Germania, pe unde umblam eu pe elvețe, pe tăchețele, pe unde ce-o mers. Și ce vreau să zic e că eu cu GPS-ul ăla puteam să intru la opțiuni și să-i dau, de exemplu, dacă vrea să mă duc, de exemplu, din Frankfurt în Berlin. Ok? Vedeam cu opțiune ca să nu mă ducă din loc pe autostrăzi, numai pe naționale și pe superstrăzi. Și atunci el elimina autostrăzile și mă ducea numai pe naționale și pe autostrăzi. Bun. Asta a fost acum mulți ani în urmă. Acum m-am șmecherit și eu ca și voi, intrăm de pe GPS-ul de la telefon. Problema e că pe GPS-ul de la telefon nu am opțiunea de a elimina autostrăzile. Acum eu de ce vorbesc pe asta? Pentru că am multe curse de Franța care le evit, nu le iau din cauza că oricum prețurile le negociez la sânge cu ei. Știi? Dar dacă, de exemplu, să zic, a fost odată acum vreo săptămână și ceva o cursă de la Frankfurt la San Sebastian. 1000 și vreo, nu știu, 600-700 de km, cam așa ceva. Bun, prețul îl putem negocia, ok. Problema e că, de exemplu, de la ieșire din Germania, că în Germania nu se plătesc autostrăzile, până în Franța îmi dădea autostradă cu plată. Acum, eu am fost de mai multe ori la Paris și, la, de exemplu, de aici, când merg la Paris, de la ieșire din Germania, autostrada de la intrare din Franța până în Paris și înapoi e 60 ceva de euro, 30 ceva de euro dus, 30 ceva de euro întors. Și acum până la Paris, dar dacă e să merg până în partea alaltă de ieșire din Franța spre Spania, și ajuns să zic la vreo 100 de euro dus, 100 de euro întors, numai autostrada, îți dau 100 de euro amic. Și eu la 1800 de euro de kilometri, 1600 de kilometri, consumă de vreo 240 de euro de motorină, dus. În două seară, 480, 500, să zic. Dacă mai pui și 200 autostrăzile, atunci ce am făcut? Așa că asta vreau să vă întreb în primul și în primul rând, dacă cumva știți că se poate cumva intra la opțiuni sau știți voi o aplicație care se poate instala pe telefon de GPS care poți să ai opțiunea să elimini autostrăzile, că și pe Franța sunt o grămadă de superstrăzi, te mai duce și pe naționale, dar te duce și pe superstrăzi, că am stat în Saint-Étienne 2 ani și cunoșteam toate drumurile care sunt cu plată, care sunt fără plată, dar acum am uitat și eu, nu le mai țin. Așa și Danemarca, Suedia, nu știu dacă se plătește, apropo, oricum asta l-am păcipit care mă poate ajuta el, în Polonia la fel, că și de Polonia încă sunt cursă, dar nu le iau, că nu știu ce tax au. De exemplu, când a fost urmiată la cehi, a fost 11 euro, 10 euro, 90, 11 euro, o taxă pe o zi, vinietă mă refer. Oricum, n-aveam nevoie mai mult de o zi, pentru că nu m-am fost, am descărcat și am venit înapoi. Da, aia o știi, bă, ai plătit 11 euro, în ziua aia poți să umpli pe de autostrăzile lor. Acum am văzut de vreo două zile astea și acum încă e valabilă cursa aia, nu știu, că să vedem un pic. E tot așa de vreo 1800 de kilometri de la Kiel la Tallinn. Tallinn în Estonia. Și acum a doua întrebare pentru mine să vă întreb pe voi. Știu că parcă după cât îți iau minte, Lituania, Estonia sunt comunitatea europeană, dacă nu știi. Nu știu sigur, de-aia vă întreb pe voi. Și dacă sunt comunitatea europeană, asta înseamnă că putem intra cu buletinul. Nu? Deci dacă aș lua cursa asta de Tallinn, bineînțeles, dacă m-aș înțelege cu ei la preț, acum vreau să văd că e cursa aia seara asta la 18 după amiaza, data de 12, nu, data de 16, astăzi, în 16. Oricum nu mă bat, pentru că așa nu știu încă sigur, am
până primez răspuns la voi. Mai crește o parte. Dar pentru viitor, ca să știu, Lituania, Estonia, Letonia, astea nu sunt comunitate europeană. Și dacă sunt comunitate europeană și poți intra cu buletinul care ați fost pe țările astea, puteți să-mi spuneți și mie, acolo cum e, tot așa cu vinietă ca la austriaci, sau cum e cu drumurile lor, cu autostrăzi și așa mai departe. Că, na, m-ar ajuta, că mai fost și cursă de Lituania, acum asta e de Estonia la Tallinn, și m-ar ajuta să știu pe viitor. Și bineînțeles, cu GPS-ul de pe telefon nu știu cum să fac, că tot mă chinui și nu reușesc să ajung la opțiunea de a alege ruta, mă refer ruta pe națională superstrăzi sau ruta pe autostrăzi, că mie îmi dă numai ruta pe autostrăzi, drumul cu plată, îmi scrie acolo. Atenție, îți drumul cu plată, nu, drumul cu plată sau autostrăzi, îți dai seama. Și dacă mă bagă pe autostrăzi cu plată, nu convine mie să fac Franța, că n-am eu chef. La turcul la care am lucrat înainte era alte chestii, că, de exemplu, dacă am mers până în Paris și înapoi, mi-au plătit odată cursa și a doua autostrada, mi-au plătit o separat. Deci mi-au dat banii înapoi de la banii de autostradă, așa e și mai. Acolo e alte. Sau dacă m-am dus în Cehia, de exemplu, mi-a plătit vineta tot firma. Aici nu mai îți plătea și nimeni, practic, aici ești cu contul tău, nu mai merge așa. No, și atunci eu trebuie să știu ce-am de plătit acolo, ce-am de plătit acolo. Și primul rând, nu știu, pe Estonia, Lituania, astea, dacă se plătește autostrăzi, se plătește vineta sau cum îi treaba acolo. Acum, care ați fost acolo, poate că știți și ați putea să mă ajutați să spuneți și mie, ca să știu și eu. Oricum, pe cursa de astăzi nu mă încurc, pentru că nu știu cum e treaba pe acolo. Și bine, poate că mă pot uita eu pe Google și pe alea, dar și Google-ul ăsta e ca sângele să-l bată. Da, băi, fraților. Uite, acum mă duc la Ashburn și chiar acum dimineața mi-a scris unul, bă, și pe eBay am niște anunțuri. O să văd eu și pe eBay-ul ăsta, pentru că fac eu o prostie pentru că mă zgârcesc. Nu știu, mi se pare că e vreo 20 de euro plus ca să mențin anunțul două săptămâni la rând pe pagina de sus. Acum îți dai seama că anunțul meu e pe paginile cine știe cum este. Și acum dimineața mi-au scris un neamț de aici undeva de la vreo 60 de km de Frankfurt, care 4-8 cauciucuri, ceva urgenți de, nu, au scris dimensiune 235, bă, nu știu cât, ceva de mașini de astea, cred că, dar care trebuie să le ducă la aproape de ham și că cât i-aș lua pe ele. Acum eu i-am scris, o să ți le duc la un preț, de exemplu, 300 de euro, dar ți le încarc acasă și ți le duc până la sfârșitul săptămânii, că atunci poate pe bursa de transport prind o bursă încolo și atunci acum drumile duc și a lui. Sau dacă nu, mă duc direct, ți-l iau direct, sunt 430 km până acolo. Și îți iau 1,10 euro pe kilometru, acum să văd ce îmi răspunde. Dar am mai primit, am o săptămână ofertă de la o femeie, dar nu m-am înțeles cu ea la preț. Și trebuie să fac cumva să-l promovez, adică să-l promovez. Ai opțiune pe eBay ca să plătești acolo o taxă și să-l menține pe primele pagini, cum ar fi. Timp de 2 săptămâni, 20 de euro. O să fac o încercare, să vedem dacă merită bine, dacă nu, asta e. Așa că Carlos Pizoa și mâine de la Frankfurt am Main, Barbosu, alias pompierul Curanga, vă pupă împreună cu Mercedesa, la valoare, țiții.